fabulous. I'm so fierce that it's in nuts. I live to be my dolphin. Dress me, I'm your mannequin. J'adore Vivienne, habillez-moi Gucci, Fendi et Prada. Valentino, Armani, Tour. Merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put it on the man. Don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on the man. I am anyone you want me to be. Fashion, put it on the man. Don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on the man. I am anyone you want me to be. Un concurs unic în Europa datorită caracteristicilor speciale atribuite unui concurs de frumusețe. Concursul Miss Arad a ajuns în acest an la cea de a 7-a ediție. După cum știți, până în anul 2010, finala concursului a avut loc la Teatrul Clasic Ioan Slavici, dar începând de anul trecut, locația finalei s-a schimbat, aceasta devenind Ștrandul Neptun, o anumită parte a Ștrandului Neptun, zona VIP, cum îi spunem noi, dintre piscine, unde accesul se va realiza pe celebrul covor roșu pe bază de invitație într-un decor elitist. Și dacă tot am pomenit de finala concursului a cărui preselecție are loc astăzi, această finală va avea loc în acest an pe data de 24 august în cadrul Zilelor Aradului, deschizând lista evenimentelor care vor avea loc cu această ocazie pe Ștrandul Neptun. Trebuie să vă amintesc faptul că Miss Arad are mai multe componente, nu este doar un simplu concurs de frumusețe, are o direcție educativă, o componentă culturală și un scop caritabil, un scop de responsabilizare socială și o parte de sănătate și sport. Fetele vor fi implicate în foarte multe acțiuni culturale, umanitare, sportive și muzicale în săptămânile premergătoare. Brenda Carmina din St. Paul. Este pasionată de volei, tenis, gimnastică, se declară a fi foarte sociabilă și îi place să vorbească multe, multe limbi străine. Motoul după care se ghidează în viață este: ferește-mă de prieteni, că de dușmani mă feresc eu. Noi se prezintă în fața dumneavoastră Agud Dafina din Ședin. Este pasionată de dans și spune că a venit la Miss Arad pentru a învăța să umble corect pe tocuri. Dafina! Cu numărul 3 vine tocmai din Lipova Andrada Duma. Vrea să devină un manechin profesionist și a venit la Miss Arad pentru, citez, să dau cel mai bun din mine. Este zâmbăreață, sufletistă, dar foarte supărăcioasă. Numărul 4, Lorena Duma din Lipova. Este pasionată de volei și își dorește să ajungă cât mai departe în modeling, iar motoul după care se ghidează viața este: respectă și vei fi respectat. Cu numărul 5,
și Melissa Olăhuț din Arad. Are 1,70 m și își dorește să ajungă fotomodel. Și nu numai, înălțimea îi permite. A venit la Miss Arad, de la care are așteptări foarte mari, nici mai mult, nici mai puțin decât să se claseze printre primele. Andreea Ioana Scripciuc cu numărul 6 astăzi, 1,74 m. Are deja câteva titluri la concursul de frumusețe la activ. Se ghidează în viață după motoul ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și îi place, evident, să se facă remarcată. Cu numărul 7 este Merina Preda din Arad, studentă. Pasionată de basket, plimbări, călătorii și tocmai descoperă echitația. Bine, nu în această seară, așa în general. Îi place să fie o femeie independentă. Numărul 8, Darie Iana Alexandra. Este studentă la Mate Info. Înseamnă că se pricepe bine la cifre. Evident, pasionată de matematică, alături de dans și de sport. Motoul ei, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, și este foarte, foarte decisă. A venit la Miss Arad nici mai mult, nici mai puțin decât să câștige. Numărul 9, Petrean Mădălina. În caz că vă întrebați, da, are 1,80 m înălțime. A mai participat la Next Top Model. Este pasionată de volei și în not. Și la Miss Arad a venit pentru că își dorește să devină mai populară și, dacă se poate, să și câștige. Cu numărul 10 din Nădlac vine Diana Moravciuc, Moravcic. Pasionată și ea de volei și de modeling, nu știu ce se întâmplă mai nou, văd că e foarte la modă voleiul, a trebuit să ne apucăm și noi. Cât de alta, dar așa vom cunoaște foarte multe fete frumoase. Își dorește foarte mult să aibă un viitor în modeling. Roxana Lorena Neculau are numărul 11 astăzi. Este studentă, evident, la drept. Nu știu de ce evident, dar eram sigur că este studentă la drept. Pasionată de dans, muzică și călătorii. Motoul ei, niciodată să nu spui niciodată.
deci o vedem acum pe Portic Nicoleta din Mailat. Este elevă pasionată de dans și desen. Fotoul cu care a venit aici este încearcă și vei câștiga. Iar mare ei dorință este evident să câștige Miss Arad 2012. Andreea Lorena, numărul 13 astăzi, 1,73 m, elevă. Îi place dansul sportiv și modelingul și spune că îi place și să învețe din greșelile altora, pentru că viața e prea scurtă pentru a le face tu însăți pe toate. Bianca Pop, 1,73 m înălțime, pasionată de tenis, înot și fitness. Îmi place foarte mult motoul ei, este cel puțin original. Acesta sună cam așa: secretul vieții nu este să ai tot ce îți dorești, ci să îți dorești tot ceea ce ai. Numărul 15, Madalina Florian din Nădlac. Ascultă multă muzică, îi place să facă poze și aș adăuga eu și să i se facă poze. Este primul concurs de frumusețe la care participă și spune că în viață a căzut de multe ori, dar totdeauna a știut cum să se ridice. Daniela Huidan, cu numărul 16, este elevă. Pasionată ca orice fată de vârsta ei de shopping și ca nu toate fetele de vârsta ei de citit. Motoul ei sună cam așa: când ai un vis, chiar și imposibilul devine posibil. În această seară, o tânără care citește mult și își dorește să călătorească și mai mult. Camelia spune că îi place să trăiască clipa. Poartă numărul 18, este elevă. A mai fost la concursul de frumusețe. Îi place să citească și participă la aceste concursuri pentru că vrea să devină model. Motoul ei este nu renunța niciodată. Evident, Evelin, că nu are rost să renunți niciodată.
Alina Mărculescu, numărul 19. O elevă care vorbește engleza și spaniola. Îi place să noate, să joace din nou volei și să deseneze. Este la primul concurs de frumusețe și spune că atunci când ai pe cineva lângă tine, poți trece peste toți și peste toate. Cristina Filo din Arad. Îi place să picteze și să confecționeze cercei și spune că în viață nu a regretat niciodată nimic și la fel vrea să fie și de acum încolo și aș adăuga eu cu siguranță nu va regreta faptul că s-a înscris la Miss Arad 2012. În această seară cu numărul 21, Maria Săcui din Arad. Pasionată de modeling, îi place și să înnoate, însă din când în când. Motoul ei aș putea spune că este în mintea bărbaților care o văd pe Maria și anume, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Haideți în față pe un rând. 7. 8. 9. 11. 13. 14. 15. 17. 18. 20. Și 21. Și cele două rezerve sunt numerele 2 și 10. Acestea
sunt finalistele Miss Arad 2012. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi la această preselecție.